Ionul Pescu, ironia anului la adresa lui Burleanu, într-o ar în care toată lumea tie fotbalii politic, eful FRF să pricepe doar la politic. Atac devastator al lui Ionul Pescu, la adresa actualului eful FRF, Răzvan Burleanu. Caiserul povete cum, pe vremea când era director la UEFA, Burleanu venea miros la el acasă ca să îi cer sfaturi, îl rugase, îi introduci pe el în lumea conductorilor fotbalului european. Acum, Burleanu încearcă orice, doar ca să scape de contracandidatul său. Mai întâi a vrut să mă elimine din curs la masa verde, prin schimbarea statutului. Acum, pregătește plângeri penale, îi dezafiliază cluburii sau le interzice să participe la adunarea generală. Mă atept chiar să se încuie pe dinăuntru, în casa fotbalului. În privina acuzailor sale, trebuie spus adevărul, iar acesta este următorul. În timp ce, cu o mână ridic sabia la anumii contractori ai federației, cu cealaltă le semnează prelungirii de contracte, după cum au dovedit cei învinuiți public. A procedat în cazul meu. Acesta este justiciarul de carton, aflat în fruntea federației. Este cel pe care am făcut greala să le primesc în casa mea, când îmi cerea sfaturi despre cum se conduc federația, pe care oricum nu le-a aplicat, acelai care venea la UEFA să le ajut să stabilească relații personale cu Michel Platin, acelai care spunea miros ce fotbalul românesc are nevoie de competența mea. Doar pentru ce sunt contracandidatul lui, acum sunt infractor, spune Ionul Pescu. Acesta adaug ce nu se simte intimidat de acțiunile disperate ale lui Burleanu, ce scopul lui este, i văd de întâlnirile cu oamenii din fotbal, acum a făcut încă de la începutul acestei campanii, pentru EFIA FRF. Edina Comitetului Executiv este o nouă încercare a președintelui FRF de a mă denigra, cu scopul de a acționa penal împotriva mea, pentru a-i crea un culoar favorabil în competiția electorală. Candidatul Răzvan Burleanu pur și simplu nu poate suporta concurența. Îl anunț pe acesta ce nu mă las intimidat de tacticile lui staliniste, indiferent câte zile inopinii va mai petrece prin subsolurile federației, se scormonească în arhive. Nimic din ce prezint nu este în afara legii, iar singurul care prejudiciază atât material, cât și moral, federația și fotbalul românesc este chiar domnia sa. Pentru actualul președinte al FRF, vorbesc de la iunile, gafele, lipsa de respect față de valorile fotbalului românesc, jignirile, amenințările, scandalurile și, mai presus de toate, ecurile. Este trist ce într-o ară în care toată lumea tie fotbalii politic, există un singur om care se pricepe doar la politic, iar acela este chiar președintele Federației Române de Fotbal. Alegerile pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal au loc pe 18 aprilie, în București.